Bun venit la conferința de presă. Vă mulțumesc de participare. Conferința de presă organizată cu prilejul lansării campaniei de lobby cerem modernizarea drumului național DN11 Brașov-Onești-Bacău. Acum aproape un an de zile, la conferința de presă în care făceam bilanțul activității ca și consilier județean pentru anul 2014, îmi prezentam și direcțiile principale de acțiune, pe lângă activitatea curentă de consilier județean, direcțiile principale de acțiune pentru care consideram că servesc comunității noastre, comunității oneștene. Și din cele trei direcții, una era referitoare la modernizarea drumului care face legătura dintre Onești și Bacău, drumul național DN11. Așa cum știți și cum simțim cu toții, calitatea acestui drum este incomparabilă cu o altă porțiune din țară, cel puțin din ceea ce știm noi. Și ne afectează în mod direct și negativ activitatea. Deplasările noastre și ale tuturor celor care sunt, care au nevoie să circule pe această direcție, sunt afectate de calitatea acestui drum. Din acest motiv, mi-am propus să fac toate demersurile pentru a îmbunătăți calitatea drumului. Pentru că acest drum este parte a drumului național DN11 Brașov-Onești-Bacău, demersul meu pentru segmentul Onești-Bacău a trebuit să se refere la întregul traseu. O să spuneți de ce astăzi, de ce această modalitate de a rezolva o problemă. Astăzi are loc acest demers pentru că ieri s-a votat bugetul pentru anul 2016 și am zis că nu trebuie pierdută nicio zi de nou exercițiu financiar pentru ca la sfârșitul anului să vedem că proiectul de modernizare a drumului național DN11 este inclus în bugetul pentru anul 2017 și astfel să putem ca în anul 2018, când sărbătorim un centenar de la unirea Moldovei Marea Unire a provinciilor românești, să existe o legătură între Moldova și Transilvania, o legătură de calitate, o legătură modernă. Am gândit această campanie ca un demers cetățenesc, dar susținut de un politician. Este un dezavantaj faptul că fac și politică și inițiez ca și cetățean acest demers, dar consider că acest dezavantaj pot să-l utilizez, pot să-l transform în avantaj prin faptul că mă pot adresa tuturor comunităților care beneficiază, care sunt afectate de acest traseu. Așa cum vă spuneam, mi-am propus ca în cadrul campaniei să mă adresez tuturor comunităților de pe acest traseu, astfel încât să conving reprezentanții comunităților, consilierii locali, să-mi susțină demersul și după aceea, după ce am luat, să zicem, sprijinul, după ce am sprijinul cetățenilor, să merg către alte categorii de beneficiari. Și aici am în vedere agenții economici, antreprenorii, a căror activitate este de asemenea afectată de calitatea drumului. În acest scop, mi-am propus să mă întâlnesc cu organizațiile patronale de pe lângă Camera de Comerț Bacău și să am sprijinul acestor organizații patronale.
La finalul campaniei voi organiza o altă conferință de presă în care voi arăta rezultatele campaniei, după care, cu toate documentele de sprijin, de susținere al demersului meu, mă voi prezenta la primul ministru al României pentru a arăta cât de importantă este acest proiect pentru noi, ce susținere avem și a convinge în felul ăsta să realizăm proiectul. Acestea sunt modalitățile de, să zicem așa, de obținere directă a sprijinului. În același timp, am gândit și o modalitate prin care să obțin sprijinul de la cetățeni în mod direct și de la alte categorii de beneficiari în mod direct. Pentru asta, petiția pe care am conceput-o va fi lansată pe mediul online, pe site-ul consacrat, dedicat acestui tip de acțiune, www.petițiionline.com, acolo unde pot să susțină, pot să-și exprime sprijinul toți cetățenii, indiferent de locul în care se află. Pentru că eu cred că sunt zeci de mii, poate sute de mii de cetățeni care, chiar dacă nu locuiesc în comunitățile care se află de-a lungul acestui traseu, acestui drum național, pot și beneficiază de această legătură și sunt și ei afectați de calitatea acestui drum. Nu vă dați seama că sunt sute de mii de moldoveni din toate județele țării, moldovenii de dincolo de Prut, care pentru a ajunge în Europa folosesc acest drum. Așa cum arată statisticile organizațiilor, instituțiilor specializate, zilnic mii de autovehicule parcurg acest traseu. Sunt porțiuni ale traseului în care se ajung la 16.000 de vehicule pe zi. Aș vrea să dau citire petiției pentru ca apoi să dezvolt acest demers al meu, să prezint și alte argumente legate de felul în care am gândit campania și felul în care sperăm să se desfășoare. Deci, iată petiția. Cerem modernizarea drumului național DN11 Brașov-Onești-Bacău. Destinatar, primul ministru al Guvernului României. Domnule prim-ministru al Guvernului României, vă scriem în numele a sute de mii de băcăuani și a milioane de români a căror activitate și existență sunt afectate de calitatea drumului național DN11. DN11 sau E574, pentru că are și rang de drum european, este un drum național care leagă municipiul Brașov de municipiul Bacău pe traseul Brașov-Onești-Bacău și are o lungime totală de 179 de km. Drumul național DN11 este una din principalele rute de legătură dintre Moldova și Transilvania, fiind parcurs zilnic, conform datelor statistice, de 3.500 până la 8.000 de autovehicule. Iar pe anumite porțiuni, numărul acestora depășește cifra de 16.000. Camioane de mare tonaj ce transportă mărfuri în și dinspre Europa de Vest, autocare cu turiști care vizitează Poiana Brașov și cetățile Transilvania sau mănăstire din nordul Moldovei, autoturisme cu români sau străini pe care interesele cotidienei determină să folosească acest drum au parte de experiențe dintre cele mai neplăcute. Gropi de toate dimensiunile, fisuri longitudinale sau transversale, porțiuni de asfalt vălurit, parapeți căzuți sau lipsă, segmente de șosea surpate, poduri cu termenele de exploatare expirate. Iată elementele definitorii pentru întregul traseu, dar cu precădere pe porțiunea Onești-Bacău. Starea precară a acestui drum solicită autovehiculele și șoferii punând în pericol viața pasagerilor, intervențiile curente ale drumarilor nereușind să-l facă circulabil nici măcar din primăvară până în toamnă.
Singura soluție viabilă pentru un trafic sigur pe drumul național DN11, drum care nu a mai fost supus unei reparații capitale de decenii, este aducerea acestuia la standarde actuale, adică modernizarea. Modernizarea DN11 va conduce direct și la creșterea competitivității produselor manufacturate și furnizarea de servicii atât în economia comunităților pe care le străbate, cât și a întregii Moldove. Știm că există un studiu de fezabilitate ai cărui indicatori tehnico-economici au fost aprobați prin hotărâre de guvern încă din anul 2009. Dar odată cu apariția masterplanului general pentru transport, modernizarea DN11 a dispărut din preocupările diriguitorilor infrastructurii rutiere românești. Este evident că această atitudine față de problema comunicațiilor rutiere între Transilvania și Moldova condamnă la izolare pentru o bună perioadă de timp locuitorii acestei părți de țară, tocmai în preajma momentului istoric al sărbătoririi unui veac de la Marea Unire. Noi, ca băcăuani și moldoveni, apreciem intenția Guvernului și a Parlamentului României de a include în masterplanul general pentru transport autostrada Brașov-Bacău. Dar plasarea acestui obiectiv e poziția a 10-a ca prioritate, cu perspectiva finalizării acesteia în anul 2030, impune modernizarea urgentă a drumului național DN11 Brașov-Onești-Bacău. Domnule prim-ministru al Guvernului României, noi, semnatarii petiției, băcăuani, moldoveni, turiști, transportatori, antreprenori, simpli cetățeni, vă cerem să tratați modernizarea DN11 ca pe o prioritate și să faceți toate diligențele necesare ca la 1 decembrie 2018 Moldova și Transilvania să fie legate printr-o șosea modernă demnă de secolul 21. Aceasta este petiția. Cu ea, v-am spus, o postăm pe site-ul www.petitionline.com, acolo de unde este vizibilă și accesibilă pentru toți cetățenii, pentru toți cei care beneficiază de acest drum, care folosesc acest drum. De asemenea, va fi o pagină de Facebook cu același titlu, Modernizare DN11 Brașov-Onești-Bacău. De acolo, iarăși, sperăm să avem cât mai mulți cetățeni care ne susțin. Pentru noi, așa cum apare și din petiție, pentru noi oneștenii, pentru băcăuani, este vitală această modernizare. Cred că una din cauzele importante pentru depopularea comunităților noastre și pentru scăderea nivelului de trai este calitatea infrastructurii. Este de notorietate că este o legătură strânsă între dezvoltarea economică și o infrastructură de calitate. Încă din antichitate, romanii, când cucereau un teritoriu, se asigurau că își fac o infrastructură de calitate care permitea legături comerciale, mobilitate pentru cei care locuiau acolo. Așa că ca o picanterie, de fapt nu e o picanterie, e tulburător un detaliu. În 10 ani de zile, romanii, când au cucerit Dacia, au reușit în 10 ani de zile să facă 4.000 de kilometri de șosea. Poate nu, este incredibil. Este de-a dreptul șocant pentru noi, care știm că nu reușim să facem, autostrăzi. De 25 de ani abia am făcut câteva sute de kilometri de autostradă. În 2 ani au făcut un drum care, așa în zilele noastre, ar fi echivalentul unei autostrăzi. Deci au făcut așa numita cale imperială, care mergea de la Dunăre până la cetatea Porolisum în Sălaj. Deci 500 de kilometri măsura această cale imperială. Să nu credeți că drumurile acestea erau așa, știu eu, pământ bătătorit. Erau făcute cu o infrastructură serioasă, cu pietriș și deasupra acoperite cu lespezi care permiteau să circule care și care cu mărfuri și unitățile militare. Deci iată, cum spuneam, este imperios necesară pentru ca această zonă care este, din nefericire, cea mai săracă, zona de nord-est a României este cea mai săracă din Uniunea Europeană, nu numai din România, este
imperios necesare realizarea unei infrastructuri de calitate. Eu nu visez autostradă, deși autostrada ar fi cea care ne-ar racorda la Europa și ne-ar asigura un acces ușor în și dinspre Europa. Dar, măcar, acest drum trebuie modernizat. V-am spus, costurile, așa cum reiese din corespondența pe care am purtat-o cu cei de la CNADR, pentru că eu în pregătirea acestei campanii, acestei acțiuni, m-am informat, am cerut informații oficiale. CNADR-ul îmi spunea încă din luna ianuarie acestui an. Îmi comunica faptul că în 2008 a fost realizat un studiu de fezabilitate prin care se analiza posibilitatea modernizării drumului DN11. Și costurile atunci erau de 796.000 lei, adică 796 de milioane de lei. Ceea ce înseamnă undeva în jur de 170 ceva de milioane de euro. Nu este o sumă mare pentru un buget unei țări. Important este ca să fie judecat cu criterii corecte care să impună luarea unei astfel de decizii. Dar atâta timp cât observ că un guvern alocă bani pentru un stadion la Craiova și la 113 km un alt stadion la Târgu Jiu, costuri care, investiții care ajung la aproximativ 90 de milioane de euro și nu găsești 170 de milioane pentru a scoate din izolare o întreagă provincie, peste 4 milioane de locuitori, atunci cred că este de-a dreptul criminală o astfel de atitudine, o astfel de decizie. Vă spuneam, am aflat costurile necesare modernizării. Am sperat că factorii de decizie care sunt implicați în administrarea infrastructurii vor lua decizia corectă și vor procede până la urmă la modernizarea acestui drum. Dar, odată cu masterplanul de transport, cum vă spuneam, masterplanul general de transport, am constatat tot în urma unui răspuns al CNRR-ului, care mi-l dă în luna septembrie, că modernizarea drumului național DN11, Brașov-Oniș-Bacău, nu este inclus în masterplanul general și nu mai este în vederile acestei companii. Din acel moment mi-a fost foarte clar că singura posibilitate de a mai spera că putem face modernizarea acestui drum este să inițiem o campanie prin care să atragem lângă noi cât mai mulți cetățeni, cât mai mulți actori economici și politici care să sprijine demersul nostru și să creeze o presiune asupra celor care decid în acest sens. De aceea am inițiat campania cu speranța că la sfârșitul anului, cum vă spuneam, în bugetul pe 2017 va fi prins acest proiect. Dacă aveți întrebări, cu mare plăcere. Domnul Morar, dacă fiind în zona Oneștiului, observăm că nu numai drumul Onești, Brașov, Bacău este într-o situație critică, drumul spre Azur este într-o situație și mai critică de la Onești. Contați și pe sprijinul autorităților locale oneștenii? Sigur că da. Sprijinul de genul ăsta nu costă. Da. De aia nu implică niciun efort financiar. Din nefericire, într-adevăr, drumul de la Onești până la Răcăuți, parcă nu, acolo este Rădeana, da?
într-adevăr a rămas nemodernizat din mai multe motive. Unul ar fi o anumită inabilitate în a gestiona relația dintre comunitatea locală și CNADR. Pentru că în momentul în care s-a făcut modernizarea drumului Onești-Ajut, porțiunea până la Rădeana era în administrarea municipalității oneștene. Și atunci CNADR-ul, care a realizat modernizarea până la Rădeana, de la Ajut până la Rădeana, nu putea să facă, să reabiliteze, să modernizeze și acea porțiune. Viteza mare cu care s-a făcut acea modernizare a făcut imposibilă ca administrația locală cu, așa să zic așa, cu frânele birocratice care ne caracterizează pe noi ca și societate, n-a putut să răspundă din timp și a rămas ca această modernizare să se facă ulterior. Fiind consilier local atunci, știu că am alocat o sumă de 150 de miliarde pentru reabilitarea acelei porțiuni și a altor două porțiuni, DN12 și DN12A, dacă cea care asigură legătura cu Bacău, deci de la ieșirea din Onești până la Obor și la ieșirea din Onești până la până la serviciul Dedeman, da? Și în oraș, de la intrarea dinspre Brașov până la sensul geratorului de la gară, aceste porțiuni trebuiau refăcute cu un credit de 150 de miliarde. Schimbarea de administrație a schimbat și prioritățile, banii au fost cheltuiți în alte scopuri și noi am rămas, oneștenii și toți cei care circulă în și dinspre Onești, am rămas să ne rupem mașinile, să ne distrugem mijloacele de transport pe aceste porțiuni. Cu o perspectivă care nu se vede pentru repararea lor deocamdată. Au fost niște lucrări astăvară, dar cred că sunt bani cheltuiți aproape inutil. Da. Eugen Ungureanu, sunt de la Exclusiv TV. Domnule consilier județean, dumneavoastră veniți cu un proiect extraordinar. Este un proiect extrem de util, nu util, absolut necesar pentru noi cei din zona Moldovei. V-ați gândit pentru a crește șansele proiectului și a petiției pe care dumneavoastră o să o depuneți, să vă consultați și cu colegii dumneavoastră din Partidul Național Liberal din celelalte județe care sunt de-a lungul acestui drum? Sigur că da. Urmează, după ce am lansat această campanie, să mă întâlnesc cu colegii din județele Harghita, Covasna și Brașov, care sunt, de fapt, Covasna. Harghita nu apare în, nu este traversat de acest drum. Deci Covasna și Brașov. Da. Sunt convins că voi avea sprijinul lor. În definitiv, care comunitate nu-și dorește o infrastructură de calitate, care comunitatea nu-și dorește să ajungă mai ușor în Europa, pentru că punctul final sau punctul de plecare, depinde în ce direcție mergem, al acestui drum, Brașovul, va fi un nod de autostrăzi care va permite un acces facil către Europa. Ați avut în vedere când v-ați gândit la acest proiect că starea proastă a drumului omoară oameni până la urmă. Sunt multe accidente în această zonă. Sigur că iată, da. Prin proiectul dumneavoastră apreciați că veți salva și vieți omenești pentru dacă se va realiza. Și sperăm și vă dorim succes să realizați. Sigur că da. Este și siguranța, așa cum menționa și în petiție, și siguranța celor care circulă este afectată de calitatea drumului. Nu putem evalua, nu se poate cuantifica. Nu am eu mijloacele necesare, dar sunt convins că instituții de specialitate o pot face. Apreciați că și colegii de-ai dumneavoastră din celelalte partide, având în vedere utilitatea întregii populații din această zonă
că ar trebui să vină alături de dumneavoastră, mă refer și la celelalte partide, reprezentanțe, veți avea un dialog și cu colegi din alte partide? Așa cum vă spuneam în planul de acțiune al campaniei, o componentă a acestei campanii este întâlnirile cu consiliile locale din comunitățile pe care traversează acest drum. Începând cu Oituzu, de-a lungul drumului și ajungând până la Măgura, la Bacău. Și nu numai cele care sunt strict traversate, ci și cele adiacente, pentru că și un cetățean din Mănăstirea Cașin folosește acest drum pentru a ajunge la Bacău sau pentru a ajunge la Brașov. Deci aproape toate comunitățile de pe Valea Oituzului, de pe Valea Tazlăului, Valea Trotușului, mă voi adresa lor și acolo aceste consilii au coloratură politică diferită. Dar nu cred eu că există vreun ales local care să nu-și dorească pentru comunitatea lui un drum de calitate, acest drum să fie un drum de calitate. Având în vedere că suntem în preajma sărbătorilor de iarnă, o să vă rugăm să adresați un mesaj pentru oneștenii noștri dragi. Pentru oneștenii dragi, ce să ne urez? Să un an bun, prosper, liniștit și capacitatea de a discerne, de a se informa întâi, de a se informa bine și a discerne între cei care pot și vor să ajute comunitatea, așa fel încât la alegerile de anul viitor să aibă niște reprezentanți ai comunității locale care să ajute să împiedice depopularea Oneștiului și să creeze condiții pentru creșterea nivelului de trai.